Continuăm emisiunea și mergem să-l vedem pe Ciucă Ciucă! S-a pus Dumnezeu mâna în cap. Sau în cazul tău, prezentatorul a avut grijă de tine. Adevărat. Adevărat? Când am făcut noi joia trecută provocare, adevărat, cu Sanda Izbașa. Am făcut. Adevărat, am făcut pariu cu Sanda Izbașa, ea a pierdut la provocare. Și pedeapsa pe care eu i-am dat-o Sandrei Izbașa a fost să-i gătești o omletă lui Radu Ciucă. N-am mai dormit Ciucă de azi noapte. De joia trecută n-am mai dormit. De joia trecută, dar azi noapte s-a întâmplat omleta. E, uitați-vă, nu l-am văzut niciodată atât să râde cu gura până la urechi. Dar tu știi unde ești acum, nu? Da, la emisiune. Ești la emisiune, sigur, nu? Nu, e, mă, ia, uite așa e. Aho! Mamaie! Mamaie e bunica lui Ciucă de la... Orlea. Orlea, de la Caracal, de acolo. De la Orlea, Orlea și... Mamaie, cred că... Gata. Cred că e ce trebuie, nu știu. Hai să vedem. Bună seara! Bună seara! Ce facem noi la ora 8? E, ce seara? Să facem noi la ora 8 seara? Un mic dejun spre seară, cină, dar oricum ouăle se mănâncă la orice oră, dacă stăm bine să ne gândim. Pentru că eu, într-adevăr, mai mănânc și eu o seara. Nu fac exces, dar mănânc. Și dacă tot e oul celebru, cu 50 de milioane de like-uri, da. Am spus să facem și noi un ou celebru în seara asta. Nu pot să cred! Mulțumesc frumos! Ți-am adus flori. Așa, mulțumesc. Și bomboane, știu că de regulă nu cred că mănânci bomboane. Mâncăm și bomboane în seara asta. Și știu că nu trebuie să arăt că... Na, asta nu o avem. Asta gătim în seara asta, păi dar nu? Facem noi ouăle celebre. Dă-mi ea, Ciucă, dă-mi ea să te ajută. Lasă aici momentan și vedem. Aici. De ce emoții? De ce tu, emoții? Eu am emoții. Păi mie nu mi-a gătit niciodată un campion, și mai ales Sanda, ți-am zis că eu sunt îndrăgostită de ea. Deci... Îndrăgostit, auzi, îndrăgostit. Ești ce, îmi plac provocările astea făcute de către, mai ales dacă mă includ pe mine. Și mai ales dacă pierd eu, nu? Eu cumva trag foloasele, nu? Da. Ne apucăm de treabă? Da. Ne apucăm Haide, de treabă. Hai. Facem ochi, da, cu ardei, da, gras. Dar oricum, facem împreună. Și mâncăm împreună. Și mâncăm împreună. Evident. Iată un pic cam din topor ce-i drept. E mare asta? Da, am zis, uite-te și tu, jumătate din degetul meu. Păi și sunt trei degete de ale mele. Hai că pot, băi, era mult, vezi? Sare ai adus? Sare, da, n-am sare, adus. Sare în sus, sare în jos, noi. Sare în dreapta, sare în stânga, sare pe unde am vrei. Am adus piper, în schimb. Băi, n-am adus sare. Și tu erai responsabilă cu... Ciucă. Eu m-am ținut, eu am luat flori. M-am dus, am căutat bomboane care îi plac, care nu-i plac, m-am documentat, am sunt căutat lapte? Pe Wikipedia. Bomboanele? Da. Clar, sper. Clar, sper, cum a sunat asta. Clar, sper. Ești bună în bucătărie, Ciucă, îmi place despre tine, te mai iau, să știi. Focus, da, cum sare. Stau să mă gândesc bine, nu-i bună sarea, mă, că reții apă. Adevărat, eu nu mănânc cu sare de fel. Da, dar puțină sare tot merge. Hai să-l alegem pe... Care îl alegem? Pe ăsta mai mic? Ăsta? Hai să vedem ce iese. Stai așa. Om, ne-am emoții? Să nu cumva să... Dar trebuie să-l decupăm cumva acum. Da, păi îl fac eu. Păi unde îl faci tu? Cuțitul. Nu e nicio... Nici ardei ăsta cel mai bun. Așa. Mă rog, ăsta este nu un nou chinez. Nu e chiar chinez. Cel mai... Da, așa. Să-l încercăm pe ăsta dacă vrei. Piperul, ce da. Vrei să mai pui cu piperul? Că voiam să pun ochișori, dar nu stă niciun ochișor aici, uite. Ciucă, te-am lăsat aici să-ți faci de cap, dar văd că nu prea te descurci. Dar eu de regulă să știi că mă descurc, dar
Băi, mă, sunt așa... Parking. Ai emoții. Prea mari. Uite ce bine arată. Vezi? Sper să nu data mai pierd viitoare o să fie mai bine. Da, sper să nu mai pierd nicio provocare de aici încolo. Mâncăm? Mâncăm? Mâncați. Mâncăm? Mâncăm. Păi nu mâncăm noi? Aveți și pâinică, nu e păcat. Hai să mâncăm acum. Am revenit, doamnelor și domnilor. Băi, a început să-mi placă. Ești entuziasmat, gata, mâncăm. Nu mă descurmă? Deci, se mâncăm? Potrivește. Lasă microfonul. Ok, și hai să mâncăm. Să vedem ce a făcut, ce mi-a făcut Sandra. Mai e comestibil, e cel mai important, nu știu. Băi, de unde ce curcube pe cerunguri, nu. Mamă, când îmi gătesc data viitoare? Eu sper să nu mai gătesc. Pandișpanul ăla, nu știu să faci. Da, fac, uite, de drag îți fac. Ciucă, fii atent, facem așa, data viitoare îi gătești tu ei. Da. Și fii atent, pentru că îți plac pastele. De care pastele? De care vrei tu acum. Pentru că eu am gătit cu șef Haddad, da, și a făcut paste de multe ori, da, am învățat niște trucuri. De paste și mi le vinzi mie cum? Da, păi prietenul a nevoie să cunoaște. Bun, da. Nu mă duci la șef Haddad, le face el și... Nu, le faci tu. Mă rog, credeam că-s cam mai cunoaște. Eu și dădeam pe spate, îți dai seama, mergeam cu porții de paste de la șef Haddad, de la Sandra, ziceam că s-a făcut de mine. Senzațional. Mhm. O dădeam pe după spate. După și era mai des. Așa că nu era variantă bună. Doamne, te ajută! Gândește-te! Faceți final. Final. Ne pupăm, sau ce? Mâncarea în gură. Hai că... Cum mă, băi? Băi, tot timpul o stric eu de la prima întâlnire. Mi se întâmplă des.